Bună seara, sunt Georgianinu, bun găsit la informațiile despre vreme. Începem cu vremea pe continent. În partea de sud-est și se menține instabilitatea atmosferică cu cer mai mult noros din vestul Mării Negre până în sudul Greciei, al Croației și sud-vestul României pe fondul unui ciclon local. Vremea va fi închisă și vor fi averse, unele torențiale însoțite de fenomene electrice ce vor lăsa în urmă cantități însemnate de apă. Mergem la noi în țară, acum mâine se încălzește, dar vremea rămâne tot instabilă. În jumătatea de est și la munte vor fi averse torențiale, intensificări ale vântului și izolat va cădea grindina. Pe arii restrânse se vor strânge peste 25-50 de litri de apă pe metru pătrat. Temperaturile maxime pornesc, iată, de la 19 grade pe litoral și ajung până la 28 de grade în Câmpia de Vest. În București, mâine vor fi temperaturi scăzute pentru această perioadă, cu cer temporar noros și averse cu tunete și fulgere. Nu vor fi mai mult de 24 de grade. Miercuri se mai încălzește, dar vremea rămâne tot instabilă. Iar joi vor fi ploi de scurtă durată, mai ales după amiaza și noaptea, iar temperatura va urca până la 26 de grade. La munte se mai încălzește, vremea fiind tot instabilă. În Carpații oriental și meridional vor fi averse torențiale cu tunete și fulgere și izolat și grindină. La predeal vor fi 12 grade, la Păltiniș 14, la Sinaia 15, iar la Stâna de Vale vom avea 16 grade. Pe litoralul nostru va fi răcoare cu cer mai mult noros, apar și averse și local vântul o să bată la rafală cu 40, chiar și 55 de km pe oră. La Mamaia vor fi 20 de grade, iar la Costinești și Vama Veche 18 grade. Și în Bulgaria vor fi averse și vreme în general instabilă. La Albena temperatura nu trece, iată, de 16 grade. Vreme mai bună va fi în Lefkada, cerul o să fie mai mult senin, iar temperatura maximă ajunge până la 22 de grade. Iar în Tasos vor fi 20 de grade, dar de miercuri se mai încălzește și acolo. Ne întoarcem acum la noi în țară, mai am să vă spun cum va fi vremea miercuri și joi, așadar miercuri în jumătatea de est a țării, dar și la munte, vremea rămâne asemănătoare cu cea de marți, vor fi averse torențiale, fenomene electrice, intensificări ale vântului și izolat grindină. Maximele se vor încadra între 20-21 de grade în Dobrogea și 31 de grade în sudul Olteniei. Iar joi, în jumătatea de est a țării, vor fi înnorări pe arii extinse, local ploile vor fi mai însemnate cantitativ, iar vântul o să bată mai tare la munte și pe litoral. Dar, iată, în vest, vremea va fi caldă, la Timișoara se vor înregistra 31 de grade. Temperaturile maxime vor fi cuprinse în general între 20 de grade și 31 de grade. Mă opresc aici cu informațiile despre vreme, ne revedem însă mâine dimineață la Focus, la prima oră. Să aveți o seară liniștită. La revedere!